sunt vlogger și n-am sculele necesare, dar o să le împrumut să testez. Lacul Amara, niște pelicani și niște lebede. N-am putut să ajung ieri, am venit astăzi. Nici urmă. Sunt câteva lebede, dar pelicani... Sper să nu cad în apă. Am venit mai aproape de lebede. Să vedem dacă reușim să ne vedem mai de-aproape. O să trec pe Sony 100-400 pentru a filma câteva cadre mai spectaculoase. Cu trekking-ul activat, pur și simplu am atins ecranul touch și mi-a desenat un dreptunghi pe lebăda, urmărind-o fără nicio problemă, chiar și prin stupul care se află între mine. Mi-a venit kitul de vlogger. Măriciule, pregătește-te! Am încercat să plec, să mă apuc de primul vlogging. Că Mariciu m-a înjurat că m-am luat de el și am făcut o mișcare nasoală, m-am apucat să mă încalt și acolo am rămas, a plecat, am ajuns la UPU, am făcut o întindere, n-am nimic la coloana vertebrală, dar am făcut o întindere nasoală, teoretic nu prea pot să stau nici jos mult timp, nici în picioare mult timp, dar nu mă las de vlogging, așa că urmează ceva interesant. Mergem la Wake Up Roastery, cea mai bună cafea din micuțul ăsta oraș, Lobozia, pentru că ei o prăje singuri. Doamne, nimic nu se compară cu cafea bună pe frig. Iar la Peri, așa îi zice locului unde mă duc eu la Paris, de obicei, ca să filmez turnul Eiffel. Vă spuneam că norii se mișcă foarte repede și atunci sfatul pentru un timelapse reușit în condițiile astea este să ținem cont de intervalul folosit între cadre. Mai precis, dacă seara am tras cu 5 secunde intervalul între cadre, acum cred că și o secundă ar fi bună, sau poate două, să zicem, ca să nu-mi sară nori în cadru, ci să iasă o mișcare frumos accelerată și fluentă a acestui peisaj. Focusul trebuie să fie pe manual, să nu avem între cadre, să se mute focusul de pe copac, să zicem, pe nori, în spate sau mai știu eu unde. Am înghețat, am înghețat. Avem un... Uitați-mi cur lacrimile de la vânt. O să avem un invitat special pe Skype. Am încercat să fac o întâlnire directă și să filmăm în vlog chestia asta, numai că dumnealui era plecat. Și atunci a rămas că facem o discuție mică pe Skype, pe care o să o vedeți imediat. Salut, Marian! Băi, am editat primul meu vlog, așa, cu A6400 și am câteva întrebări la profesioniști. Și bineînțeles, doar pe tine te știu. Am eu o întrebare mai tine de rău. De cât ți-a luat ție să-l editezi? Adunat, așa că am plecat și la vreo 40-50 de minute. Pentru 4 minute. Păi ești boss, nu. E primul meu vlog. Așa? Aveam 10 ore. Da, frate, dar eu am mai editat video. Eu fac, dar nu vlog, nu mă filmez eu, nu vorbesc eu. Deci ești bine, 40 de minute, țac, pac. Dă-ne și nouă 3 sfaturi, așa, unui om care vrea să apuce de vlogging. 3 cele mai importante chestii. Să
Să știi că nu mi l-am notat dinainte sau ceva, ți le zic acum. Ce-ți vine? Ce-ți vine? Adică pe mine care îmi vine în minte. După aia dacă mai vin altele, te mai sun eu, da? Așa, așa. Cred că primul e să ai foarte multă răbdare. Și răbdarea e, dată, să înveți să editezi bine, să înveți să filmezi bine. Eu încă învăț, după 1200 de vloguri făcute, încă învăț în fiecare zi să filmez, să editez mai bine, știi? Adică să ai răbdare. Uh-huh. Asta. Să ai răbdare că cifrele alea pe care le vezi pe YouTube la alții, la tine nu vor veni. Dacă la unii vin mai repede, ăia poate că-s norocos, știi? Stai, nu vorbim de YouTube. Vorbim strict de conținut, de creare conținut. Deci, ok, scuze. Gata. Are sens. Ce creatori de conținut, așa. Nu e ca și cum să apucă de vlogging gen așa pentru el, știi? Eu fac asta pentru mine, știi? Nu e ca pictura aia de o pui la tine în casă, o tăriți. O iei și o pui pe internet, știi? Și ai așteptări, uh-huh. Că o să faci niște cifre, că o să uite niște mii de oameni la tine, știi? Ei bine, miile alea de oameni vor veni după foarte mult timp. Am văzut, am văzut câte ai chinuit. Georgiana, că am făcut primii 10.000 de abonați după vreo 2 ani, știi? Și mi-a mai luat încă un an și să ajung acum la 100.000, știi? Ai crești foarte mult. Așa, adică greu, dar deodată să duce rachetă. Are legătură și cu faptul că deja la un moment dat o să încep să înveți tu, bă, ce fel de clipuri pui la oameni sau cum poți să editezi clipul ăsta să fie mai interesant, știi? Deci totul vine în baza cunoștințelor pe care le adun de-a lungul timpului. Și dacă ești de la cu capul mare și adună repede informațiile, poate că să crești foarte repede sau dacă ai bună. Na. Dar cifrele astea vin cu răbdare. Să înveți să editezi tot cu răbdare, să înveți să filmezi tot cu răbdare, știi? Să înveți ce scule ai nevoie. Păi tu știi când mi-a luat mie, încă nu știu ce scule am nevoie să fac treaba. Parcă mai suna zile trecute să mă întrebe ceva. Exact, te-am sunat când ești de-a zis cu Sony-ul ăla, știi? Da. Adică constant înveți lucruri și dacă la un moment dat, dacă ești un om care ești foarte nerăbdător, se întâmplă lucruri, cel mai probabil o să ajungi fie în depresie, fie îți bagi picioarele în el de vlogging și te-a pus de pescuit, știi? Am înțeles. Bun. Așa, încă unul. YouTube, tutoriale pe YouTube. Deci, orice dilemă ai, că e vorba despre aparatură, că e vorba cum să editezi sau cum să filmezi, tati, găsești pe internet. Corect. Dai pe YouTube acolo și spui, how to make a transition. Paranteză, știi că fiimea, dacă vrea să caute orice, nu caută pe Google, caută pe YouTube. Adică, cum arată Germania, ea caută pe YouTube sau nu știu, îți dau un exemplu. YouTube este al doilea motor de căutare după Google. Da. Oamenii nu caută pe Bing sau pe altceva. Deci YouTube e numărul 2. Foarte tare. Da. Și asta începe de la generația asta, care acum trăiește pe YouTube. Pentru că în 2-3 ani copiii se vor naște direct când vor ieși din mămici sau când le vor aduce barza. Când vor veni direct... Vlogging! Iese așa cu cameră. Și o să zică, șemii! Uite cum era înăuntru, am mașina, lumină. Da, exact. Doctorul, nu o să-i mai dea o palmă la cur, o să TikTok. TikTok. Asta face și mea acum. Da, e nebunie, Eu nu știam. Dar deci ăsta ar fi al doilea sfat. Orice găsești pe internet, orice dilemă ai. Adică poți învăța foarte mult de pe YouTube. Da. Și al treilea sfat are legătură tot cu YouTube. Băi, trebuie să te abonezi la cât mai mulți creatori de conținut. Adică să iei frumos lista aia de șmecheri din state, cu Peter McKinnon, cu Potato Jet, cu toți băieții, știi? Iei pe toți. Faci partea mișto la YouTube, că atunci când deja îi dai subscribe la unul, începe să-i recomandă și pe ceilalți. Da. E ca pe Instagram, când dai pe pițipoance, îți apar toate pițipoancele, știi? Potato ăsta e unul asiatic? Da. Azi am văzut prima oară un clip de-a lui, fix legat de a 6400. Era pe... I-a plătit pe niște băiețași $5 să zică că ei asta urmăresc pe YouTube, pe Potato. Da. A fost pare strip cu Sony. Da. A luat, da. Sony a avut un pare strip și l-a luat pe exact. Deci, trebuie să dai subscribe la cât mai mulți creatori de conținut din afară. De ce nu și în România, să vezi ce merge în România? Adică să nu-ți fie rușine, sau poate să faci un cont separat, știi? Și îmi dai follow la lui Dorian Popa, le dai la toți, știi? Bă, trebuie să-ți cunoști piața, trebuie să-ți cunoști consumatorii și pe lângă asta, abonându-te la canalele quality din afară, te vor inspira să-ți mărești, să îmbunătățești calitatea clipurilor.
Adică eu așa fac, eu deci tot urmăresc o groază de creatori de conținut, eu urmăresc un, cred că e indian, nu vorbește în engleză, dar îți arată pe ecran cum se face, știi? Adică, nu vorbește în engleză uneori, dar da, cum? Da. Are we gonna touch the button, bă, dar are succes omul, are, nu? A făcut 100.000, da. 100.000 de abonați. Foarte tare. Ideea e că ăsta ar fi sfatul meu, tăi. Urmărește cât mai mulți, încearcă să scapi de prejudecăți, să îți mai lărgești orizontul. Am și eu o întrebare, de trei ori mi-am amintit-o, de trei ori am uitat-o, acum chiar nu mai uit și ți-o pun. Iată, de ce m-am lovit eu? Subiectul. Bă, zic, hai să fac un vlog, primul meu vlog. Ce? Am ieșit și am filmat ca nebunul. Nimic, nu știu. Cum închești? Ce? Când ai o zi de aia de nu se întâmplă nimic, ce pui? Ce faci? Bine, nu mai e cazul acum că știu că nu mai faci daily vlog, dar ai avut zile când făceai daily vlog-ul și poate nu se întâmplă nimic, frate. Ce poveste poți să spui? Că trebuie să spui cumva o poveste. Cum faci? Ăsta e cam ăsta e filmul. Atât. Când făceam daily vlog, nu eram atât de mult concentrat pe subiecte de multe ori, știi? Uh-huh. Pur și simplu îmi filmam viața. Era un soi de Big Brother, de Keep Up With The Kardashians, știi? Adică era efectiv despre viața mea. Uh-huh. Dacă aveam o zi de căcat în care nu aveam un subiect, filmam fix asta. Am avut o zi de căcat, n-am avut un subiect. Voi v-ați gândit vreodată la nemurirea sufletului. Că era asta, de asta n-am avut un subiect, știi? Adică te adaptezi, îmi adaptam conținutul pe trăiri și pe viața mea. Era o zi în care eram răcit și stăteam în canapea cu șervețelele și cu paracetamolul și spuneam, bă, ce n-aș mai să fie răcit. Mă uit la Netflix. Și da, o dar o Tony Poptanașiană, da, zic, dar abia când ești răcit, apreciezi ce bine e să fii sănătos. Am înțeles. Bună. Ceva deep așa. Că zici ceva până la urmă, știi? Da, e și greu să montezi când n-ai ce, e groaznic. Mie mi-a ieșit 4 minute, dar am filmat o grămadă de tâmpenii și n-am. Nu știu cum să le mai cobor. O să-ți arăt după ce încheiem asta, o să-ți arăt.